Bună, dragi copii! Astăzi am să vă citesc o poveste despre o broscuță. Broscuța mândră. O broscuță se tot gândea cum să scape și ea de anotimpul rece, așa cum scapă unele păsări plecând în țări mai calde. Se împrieteni cu niște gâște sălbatice care își petreceau vara în aceleași ape, dar toamna plecau spre locuri mai prielnice. Gâștele i-au spus: "Vino și tu cu noi!" "Aș veni, dar eu n-am aripi ca voi." Așa era. Dar broscuța nu era dintre acelea care să se descurajeze de la prima piedică. Se gândi, se tot gândi, până când îi veni o idee salvatoare. "Am găsit! Voi zbura și eu, numai să găsesc înțelegerea la prietenele mele, gâștele." A vorbit cu două dintre gâște și ele au fost de acord să o ajute. Au adus o trestie solidă din baltă, iar broscuța le instrui: "Una dintre voi va lua în cioc un capăt al trestiei, iar cealaltă celălalt capăt. De mijloc mă voi atârna eu, ținându-mă cu gura de trestie, și așa vom zbura toate trei. Nu e așa că e o idee ingenioasă? Genială! Pornim chiar acum și la primăvară ne întoarcem iarăși aici." Zburau vesele peste ape și munți, peste sate și orașe. Trecând pe deasupra unui sat, ieși tot satul să vadă minunea. Cineva de jos zise: "Ce minunat! Cine o fi avut ideea aceasta genială?" Auzind broscuța, se umplu de mândrie, se simți extrem de importantă, în așa măsură încât nu răbdă inima să nu se laude și să zică tare: "Eu!" Se gândise ca nu cumva cei de jos să creadă că a fost ideea gâștelor, care erau de fapt două simple și proaste gâște sălbatice. Dar în clipa în care deschise gura și abia a avut timp să zică "eu", căci voise să mai adauge "eu am avut ideea genială", în aceeași clipă se și simți desprinsă de trestie și căzu în gol chiar în fața sătenilor. Mândria te duce la pierzare. Dragi copii, niciodată să nu fiți mândri și nu vă lăudați cu faptele și reușitele voastre. Mult mai mult contează pentru cei din jur să nu uitați să mulțumiți celor care v-au încurajat, celor care v-au fost alături și au crezut în voi, celor care v-au ajutat să vă atingeți scopul. Căci nimic ce reușim să facem, să obținem în această viață, nu vom reuși singuri, fără sprijinul, încrederea și îndrumarea celor din jur. Fiți modești, lăsați pe alții să vă laude. Lauda de sine și mândria vă va duce spre un drum plin de singurătate și tristețe, pentru că nimeni nu iubește omul mândru de sine și lăudăros.